Vezi mașina, nu rămâi pe... Oho! Cât parlamentul e aici? Epa, 084. Și sărbătoriți frumos! Vă bucurați de inundații? Icoana Sfintei Matrona și am venit aici. Și de ce sunteți cu mașinile? Nu suntem. Nu sunt mașini de parlament astea? Nu, mașinile sunt luate în chirie. De unde? Cine le-a luat în chirie? Noi suntem la colectiv și am luat mașini spătite. Ce colectiv? Dar voi ce vă faceți de cap, nu știți colectiv? Nu, nu știm. De unde să știm? Domn Brega. Sunteți la Curtea Constituțională? Nu suntem la Curtea Constituțională. Parcă dumneavoastră ați angajat acolo. Eu nu mai sunt la Curtea Constituțională. Da, unde sunteți? La ce importanță are? La transparență? Da. Wow, curat transparență. Dar de ce au fugit domnii încolo? Nu știți? S-au rușinat? S-au rușinat, sigur că vă dați buzna la o privată. Da, asta e privată? Sigur. Cu mașini de parlament? Da, dacă am fost la mănăstire și am făcut aici un copac. Da, asta e gata, se iartă. Frumos. Și cinstit. De ce vă ascundeți? Vă e rușine de noi? A, dar ce să faceți la veceu? Aveți ceva de ascuns? Ce colectiv sunteți, doamne? Ce sărbați? Noi nu suntem colectiv. Nu sunteți colectiv. Dar de ce v-ați speriat? De ce fugiți? Păi de tot sunteți, nu știu, de cine sunteți? Suntem în presă. Suntem în alte vezi. Suntem în presă și îmi las în pădure. Păi suntem curioși cum se cheltuie banii publici. Ce îmi las în pădure? Vrem să vedem cum se cheltuie banii publici. Nu facem nimic. Cum nimic? Deci sunteți cu mașini de parlamentul? Nu suntem cu mașini. Scrie pe ele mașina parlamentului. Da, doamna, de acolo a zis că le-ați închiriat. Din ce scop le-ați închis? Pus la mănăstire. Păi nu dumneavoastră, dar de ce ați acoperit? A fost frică să nu fiți văzuți? Dar dumneavoastră unde sunteți angajat? Ce lucrați? La Curtea Constituțională? Nu. Da unde? Da unde? În Cusliber. La mănăstire? Da. Probabil de azi sunteți liber. Stai. Dar de unde știi că ești la mănăstire? A dumneavoastră a spus că ați fost la mănăstire. Păi da, am fost la mănăstire. Dar de ce cu mașina de servici? Cine a organizat? Sindicatul. Sindicatele cui? Curți Consum. Și toți sunteți membri ai sindicatului? Da. Este și, sunt și judecători, este și domnul Pulbere? Absolut. Dar cum, de nu mă angajați de rând? Secretariat. Dar cu vreo ocazie, vreo sărbătoare, ceva? Fiindcă era icoana Sfintei Matrona la mănăstirea Hâncu, am plecat, era programat sindicatele să mergem acolo, am mers și acum veneam înapoi, ne-am oprit. Dar nu sunteți la servici azi, n-aveți zi de lucru? Păi da, dar avem recuperări de... Ați lucrat și sâmbătă și duminică? Da. Sau de Paște ați lucrat? De Paște? Nu, întreb, eu știu, recuperați pentru ce? Domnule. Sunt curios, întreb.
Deci, de ce nu lucrați azi? De ce nu sunteți la serviciu? De ce ați mers la mănăstire? De ce sunteți în pădure? Am fost la serviciu. Când? Dimineață. Până la cât ați fost la serviciu? Că... Știți că a avut loc la Curtea Constituțională un protest azi? Știm. Am fost anunțați. Și nu era nimeni acolo. Nici măcar membrii curții. Nu era. Pentru că s-a ieșit cu dumneavoastră. S-au rămas la mănăstire. Nu, membrii curții nu. Membrii curții sunt plecați în... Sunt în delegație în Azerbaijan. Azerbaijan? Da. Toți au plecat? Nu. Domnul Pușcaș este... A rămas. Da. Dar ieri de ce erau numai 5? Fiindcă unul nu există. Sunt 5 jurați conform... Sunt numai 5, nu mai mulți. Am înțeles. Mulțumesc. Eu tot am zis că e rușinos. Da. Nu, hai să vorbim. Întrebați. Dar nu trebuie să ies la servici acum, toți membrii nu, de sindicat. Nu, recuperări. De când? Că am lucrat și sâmbătă și duminică nu a fost necesitate. Când ați lucrat sâmbătă și duminică? Cât a fost necesitate. Măcar o dată, dacă vă amintiți. Pot să-mi amintesc că nu a fost data exactă, nu trebuie să intre în dispoziție. Și nu trebuie să faceți așa mare ajutaj. Nu ați facem. Posibilitate de a vă face nepunctaj, asta cred că nu bine. Pe cetățeanul e curios să știe ce faceți în ziua de lucru în pădure. Bun, avem recuperări și am ieșit cu natura. Și asta este... Judecătorii sunt plecați în deplasare și noi am ieșit pur și simplu. Asta cred că nu este nici o încălcare de lege, că dacă am luat recuperare și mergem la mănăstire. Dar oare de ce fugeau toți? Dar de ce fugeau toți de aici? Dacă ați dat busna... Păi și de ce alergau toți oamenii? S-a sperat. Dar dacă ați dat busna... Exact, s-a speriat din asta. De ce s-a sperat? Deci filmam numerele mașinii, asta înseamnă că am dat busna. Domnule, mașina este... Păi dacă era legal, închiria. Da. Conform codului muncii, administrația este obligată să pui la dispoziția angajaților mașină la dispoziție din contul sindicatului pentru a-și deplasa la măsurile organizatorice. Și nu este nimic dacă am fost la mănăstirea, când și ne opresc și am luat-o în frigărul. Clar. Așa că trebuie să ceva faceți. Dar acum văd că vă strângeți deja. Sigur nu strângeți dacă voi ați dat busna. Păi dacă nu era să... Dacă ce ocazie să facem masa, am prezit cu asta. Eram curioși să vedem... La masă nu stăm, dar am vrut să ne acordat un interviu, l-am luat și plecăm. Gata, noi am dat interviul. Dumneavoastră totuși trebuie să respectați o leacă și interesul privat. Nu vă pare că dați busa? Noi nu avem drepturi. Ca salariați? Absolut, noi muncim pentru asta, domn Regă. Din greu am văzut. Gata, plecăm, mai ales că vine ploaia. Foarte curie plecat. Dar domnul trebuie să fie cam că omul are dreptul și de dreptul de a respecta viața privată. Pe viața privată? Da, doamnă, indiferent de orice circunstanță. V-am spus, codul muncii permite recuperare colectivă să iasă la natură. Și am fost la mănăstirea Hâncuș, care este problema. Da, și este o zi din când am avut conferință internațională. Când s-a muncit și duminică și sâmbătă. 20 februarie, în stași și sâmbătă și duminică. Așa este tot legal. Asta este tot legal.
posibil, da? Am filmat și